Baby, ursul. Cum e? Bâlea Lac. Și venim de acolo, uite tot drumul. Oh, da, de acolo venim. Iertan. Să vedem la ce oră ajungem. Mulți au rămas în spate. Suntem în Cârțișoara. Da, Jimmy. Oh my god. Mai știm pe unde trebuie să o luăm, deci să caut un refugiu să ne oprim, punem un GPS și încercăm să ne orientăm puțin. Nu știu dacă se văd, dacă poate se văd munții în oglindă. Dacă nu întoarcem gâtul. De acolo venirăm. Impresiv. Da. Au te băieți. Bun, ca să nu ne rătăcim. Biertan ai spus? Biertan, da. Biertan. Să vedem. Direction. Nu, acum. Deci îi dau start, da? Da. 64 de kilometri? La cât credeai? Ma. La drum? Da. Ne uităm în oglindă și mai stăm puțin. La drum? Dreapta, Brașov. Noi? Dreapta. Ce are frate ăsta aici? Dar cineva are cam mulți pitici. Mamă! Ne scuzați, dar nouă ne e foame. Rău. Ne-am oprit undeva în drum spre Biertan. Spre Biertan. Am trecut printr-o câmpie. Acum am intrat iarăși într-o zonă împădurită și arată un pic ca ținutul hobbiților. Hobbiton. Trebuie să ne dezmorțim puțin. Am mers destul de mult, a început să se adune un pic de oboseală, adică ziua de ieri plus ziua de azi nu mai am aceeași anduranță, dar merge. Și trebuie să ne schimbăm cardul de la GoPro care s-a umplut. Pe drumurile astea am să zic că nu e un chopper, am să zic că este un tractor. Am greșit. Este un BMW GS 1250R. Să plimbă lumea, domn. Dar vreau să mai zic o chestie. Des, toată chestia asta de aici, față de pe unde am venit, cu Bâlea Lac, cu Transfăgărășanu, cu lumea, aglomerație, mașini, ia. Se aude o mașină. Cred că sunt primele două, da. Au apărut când te-ai apucat să filmezi. Deci literalmente, de când stăm aici, nu a trecut nimeni. Hai să treacă și mașina asta ca să provă poim.
pe veveriță. Nu m-am mișcat deloc. Îmi țiuie urechile de câtă liniște e pe aici. Acum hai să facem gălăgie noi. Biserica abandonată. Ai văzut cum arăta? Deși nu mai este munte, tot arată spectaculos, dar în alt fel, are un alt fel de farmec locul ăsta. Mă tot duce cu gândul la Lord of the Rings, la Hobbit. Pitoresc e cuvântul, frate. Localitatea asta e goală. Nu cred că am văzut niciun om de când am intrat. Ai văzut o femeie? Da. Avem, a, uite un copil. Wow! Doi oameni. Are you sure? Da, ți-am zis că trebuie să faci în dreapta. Acum zice că ai 27 de kilometri de aici. Întoarce aici la pintură. Întoarce-mă, întoarce-mă, știi? Mi-ai zis? Corect. Șoseaua e goală, măi. Nimeni. Nu e nimeni pe drum. Ia să văd, dacă merg încolo, ce zice? Am văzut când s-a recalculat și... Așa, 11 km. Hai să mă lămuresc puțin. Și așa e linia pe drum. Că nu știu ce am făcut. Dar îmi plăcea încolo. Unde trebuia să fac, mă? Eu am venit aici și trebuia să fie încolo sau ce? Da. Uite aici, dreapta. Ah, ok. Hai să mergem. Tu nu vine nimeni, da? Nu. Adică trebuie să o iau pe acolo? Da. Ah, ok. Aha. Nu te așteptai. Nu. Dar am să zic că nu mă deranjează deloc pe unde o luăm. Recordul ai? Greșit, nu? Da, recorduiesc și acum. Mai am baterie? Nu știu, că nu mi-arată. Bă, tap, tap. 7%. Ai treabă. Aia, păi așa da, boss. Mare grijă, avem pietriș în biraje și pentru două roți nu prea e bine. De fapt, știi ce? O mai lăsăm pe mute. Îi dăm silent. Ui! Toată lumea, ui! Colț de casă, colț de casă. Da. Interesant. Nu zic că nu merge înainte. Turn right. Right, now I turn right. Parcare cu plată, nu. Turn right. Acolo da, în alte părți poate nu. O luăm încolo? Nu știu, ai voie? Nu știu. Dar ce suntem aici, pe maghiar?
Biserica evanghelică fortificată. Hai să cetim. Ia, fetița. Bravo, fetița. Asta îmi imaginez că se și vizitează, dacă nu e 12 noaptea ca acum. Probabil. Nu e 12 jumate, văd. În ce an, nu știu. Da, nu știm. Interesting. Programul de vizitare era până la ora 7. Așa că doar ne învârtim în jurul ei. Hai să vedem. Nu știu dacă avem voie pe aici, dar o să presupun. Cine? Colegul. Ce zici, domnule? Tu unde vrei să mergi? Măi, dar tu ai treabă aici, mă. Tu ai treabă aici, mă, frumosule. Cred că are treabă, că aici stă el. Da. E cățel de cetate. E cățel de cetate. E cetățel. Plantele astea din zil. Măi, nu te întinde că te calc, te mași ca pisicile. Cute. Când ne facem doi pași în față. Yes. Da, o să ocolim zidurile exterioare ale cetății. Și încercăm să ne întoarcem la motocicletă pe partea cealaltă. Colegul ce a făcut? Ne-a părăsit? Nu ne-a părăsit. Nu ne-a părăsit. Cuza bulbuie. Ce voi, bulbuie. Dar și ești tu prieten cu toată lumea sau care-i treaba? Care-i treaba? Cum te cheamă? Hai, du-te după Cristina. Du-te, du-te. Hai, mergem, se pare că mergem. Cățelul până acolo e aria lui de patrulare. Și acolo pare interesant. Măi, asta e interesantă de vizitat. La un moment dat. Măi, dar asta e dita mai fortăreața. Dita mai cetatea. Ce biserică e asta? E dita mai palatul. Păi e, face parte din patrimoniu, nu știu cum, UNESCO. Ok. Foarte tare. Impresionantă. Prin cărpătură, zici? Nu prea se vede mare lucru. Nu prea. Willkommen. Și aproape avem roata completă făcută. Mergi ceva în jurul ei. E, și un pic mai în față e motocicletă. E un garaj interesant aici, unde e un anunț. Mai bine știu dacă avem nevoie de așa ceva. Nu știi când ai nevoie de lucruri. Nu știi. Acoperișurile astea pe aici pare că te privesc. Sunt niște ochi întunecați. Arată cumva. Față are? Turnul ăla e puțin mirat. Așa? Asta cu fes pe cap? Cu fes. Bă, da. E ca un emoji.
Cum e? Și ne-am întors la turnul cu ceas și la motocicletă. Am camuflat bagajele într-un mod absolut. Nimeni nu poate să închipui ce am aici. Da, mai avem o metodă de siguranță. Screamer. Începe să se adune un pic de oboseală, începe să se facă un pic de răcoare. Și noroc, da, să ne punem gecile pe noi. Sta și ne-am gândit un piculeț unde să dormim și opțiunea a rămas camping curtea largă, care e un pic mai jos de Sighișoara. Mai sunt vreo 40 de kilometri de mers până acolo și o să ne prindă noaptea, ceea ce nu ne doream. Aia se întâmplă. Lucrurile astea se întâmplă? Nu poți să planifici tot. Se întâmplă. Era interesant de vizitat, dar poate mai prindem vreo cetate pe tripul ăsta. Ok, mai avem 40 de kilometri și puțină energie, dar ceva bucurie în suflet mai, ne-a mai rămas, nu-i așa? Da! Ok, hai, la drum cu noi. Vinoți! Deci zici să ne uităm și cât costă o căsuță. Variantă. Da, păi ideea să ne să încărcăm baterii, chestii, power bank-uri, telefoane, chestii, să avem acces la priză. Da, vedem cum e acolo, că poate avem curent pe undeva prin apropiere și ne descurcăm. Da, vedem. Punem cort sau luăm căsuță. Let's go. Dar față de ce sate am mai trecut până acum, Biertan arată destul de avut. Arată cochet. Cochet. Dar mai e o biserică fortificată. Au fortificat biserici în ultimul halb aici. Care e faza? Poate se chema Sararoșu pe Târnave, nu? Sau Saroșu. Saroșu pe Târnave. Păi de ce ar fi Saroșu pe Târnave? Tu dacă ai niște târnave, ai pune așa ceva pe ele? Mergem către Lidl. Se pare că avem un Lidl în Sighișoara. Și trebuie să aflăm ce fel de ciorbă mâncăm în fața cortului în seara asta. Ok, darling. Am un feeling ciudat. Sunt la primul semafor de când am plecat din Constanța. De când am ieșit din București. Nu, sunt la primul semafor de când am ieșit din Pitești. Sunt la primul semafor de mult. Am făcut mulți kilometri. Ok. Păi de ce nu zici așa? Am văzut verde. Avem un Lidl rustic. Bă, dar arată și asta, e Lidl de Sighișoara, nu te joci. Da. Deci am fost pe un drum medieval. Piatră cubică. Să sclănțe-ne toți dinții. Mare moarte aia. Da. Dar noi care trecem pe acolo avem. Dacă ne-a prins și noaptea pe serpentine. No, cam ajuns. Camping curtea largă, nu? Ia să vedem unde e recepția. Se lucrează intens la lumina lanternelor de cap. Am ajuns la... Oh my god, îmi intră în ochi toate gâzele posibile. Am ajuns la campingul ăsta, e foarte drăguț aici. Gazda e foarte nice. Problema este că avem o gașcă de oameni petrecăreți care se distrează și o să fie muzică probabil. Dar suntem obosiți și o să dormim foarte ok. Și o să încercăm să ne facem tabăra. Deci aici este motocicleta, iar cursul nostru o să vină în fața copacului. Pam, pam, am făcut puzul, am planul de urbanism, am autorizația de construcție și ne apucăm de treabă. Și o să fim vecini cu alți motocicliști. Da. Cum e ciorbița? Se încălzește? E fiind aici. Ia. Meniul din seara asta. Ciorbă de fasole.
Care, bineînțeles, vine însoțită de o ceapă. Sau cepuță, cum îi spun prietenii. E aproape gata că venim. Și aici hai să vedem. Se încălzește ciorbița. Mai m-a deranjat să-mi dea Lidl niște bani, dar... Da, 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 având în vedere. De la ei, care este de la cămara noastră, a noastră, a lor, practic, dar, mă, scrie cămara noastră. Foarte bune. Asta a fost vacă, bună. Acum e fasole, e bună. Eu tot caut burtă. Bună, dar nu se mai găsește. Facem pe această cale o petiție către magazinele Lidl să aducă mai des ciorbă de burtă. Mai burta e... Burta e baza. Essentials, da. Exact. E efectiv, e da, la alimente de bază. Ai ulei, zahăr și ciorbă de burtă. Și aici avem un pic de condiție, adică avem o umbrelă luminată. Da, chiar. Aici avem o umbrelă cu beculețe. Avem o masă. Avem o priză. Cu scaune. Stăm cu teancul de cărămizi, de power bank-uri la încărcat. Yes! Pe care sperăm să le mai găsim și mâine dimineață, unde le-am lăsat. Eu nu am cum să nu vorbesc în rime, îmi pare rău. Și mâine o să filmăm și campingul pe lumină, da, să vă arătăm cum arată. Da, unde am venit, nu știu cum arată, am intrat pe o poartă, a fost un nene foarte primitor, ne-a arătat cu o lanternă, puneți-vă cortul acolo, a plecat. Da, e îngrijit și curat din ce am văzut pe întuneric. Urmează pe lumină, am văzut o salcie mare, drăguță. Nice. Vezi că-ți fierbe ciorba. Am să spun că e gata ciorba. Se delicios. Oui. Așa. Aragazul ăsta e... Cum sunt chiloții omului, e indispensabil. Ok, o să închidem acum. Da. Cărnații sticks iarăși sunt foarte, foarte buni. Ce să mai... Obosiți și fericiți, nu? Da. Da. Hai, la masă. La masă cu noi. Discord.